Toți mari înotători au început așa, dar au ajuns așa. Lasă rățuștele și hai în bazin să-ți arăt cum poți înota ca Aquaman. Sebastian Furtună, fost jucător de polo și actual instructor de înot, îți arată cum să execuți corect cele mai populare stiluri de înot. Bras, crawl, spate și fluture. Stai până la final să afli și care sunt beneficiile înotului. Nu sunt puține să știi. Începem cu bras, stilul de înot cel mai popular printre începători. Poate îl recunoști și sub numele de broscuță. Tehnica bras e ușor de executat și învățat. E important de precizat că stilul de înot bras e unul de anduranță, nu de rapiditate. Deci, nu te aștepta să arăți în bazin ca un delfin. Procedeul bras este un procedeu care implică mișcări ample atât de mâini cât și de picioare, care la rândul lor să se sincronizeze cu respirația, astfel încât să ne ajute să stăm la suprafață și să înaintăm. Pentru a efectua procedeul bras, trebuie să ținem mâinile întinse în față, poziția culcat pe apă, brațele se vor depărta în momentul în care capul iese la suprafață și trage aer. Brațele, printr-o mișcare circulară, ajung sub nivelul pieptului și continuă să se întindă în fața corpului în momentul în care capul intră în apă și va sufla aer. Această mișcare se va repeta pe tot parcursul efectuării procedeului de înot. Crawl, al doilea stil de înot, e cunoscut și ca stilul liber în competițiile profesioniste de înot. E o tehnică rapidă, dar și solicitantă, așa că, înainte de a practica stilul crawl, va trebui să-ți exersezi respirația, pentru a nu obosi după o lungime de bazin. Procedeul crawl este cunoscut și sub denumirea de liber și este una dintre cele mai cunoscute probe la competițiile de înot. Acesta, asemenea procedeului bras, implică mișcări de brațe și de picioare care să fie corelate cu respirația, astfel încât procedeul să fie ușor de executat și să nu ne obosească. Pentru a practica procedeul crawl, este nevoie să stăm din nou în poziția culcat pe apă, mâinile vor fi întinse în față, iar brațele vor porni alternativ. Un braț va trage pe sub apă, pe lângă corp, va ajunge în spate și va trece pe deasupra capului, ajungând în poziția de start. După care același braț va rămâne întins, în timp ce celălalt braț execută mișcarea de mai devreme. Mișcările vor fi alternative și vor fi sincronizate cu respirația. După ce am fixat mișcarea de brațe, va trebui să coordonăm și cu respirația. Astfel că, din poziția culcat pe apă, în momentul în care brațul trage pe sub apă, capul se va roti cu urechea cât mai lipită de braț, va trage aer de la suprafață, iar în momentul în care brațul revine în apă, vom băga și fața în apă și vom expira. Aceeași mișcare corelată cu respirația se va întâmpla și pe partea stângă și pe partea dreaptă a mișcării. În momentul în care vom ajunge la un nivel mai avansat, vom putea să respirăm la 2 sau la 3 brațe, asta însemnând că nu vom mai scoate capul pe fiecare parte. Te-ai plictisit de crawl? Atunci încearcă stilul de înot pe spate. Este asemănător tehnicii crawl, doar că vei avea alt peisaj, tavanul sau cerul. Ca grad de dificultate, stilul de înot pe spate se situează undeva între bras și crawl. Procedeul spate este singurul procedeu dintre cele patru care nu implică suflatul în apă, deoarece acesta se execută cu fața spre tavan. Mai mult decât atât, este procedeul complementar procedeului crawl, deoarece mișcările sunt exact invers executate decât la procedeul crawl. Sus, la nivelul apei, vârfurile picioarelor se împingă apa în sus, iar brațele vor ieși cu palma în exterior, vor ajunge deasupra capului, urmând ca prin apă să tragă de apă și să ajungă lângă corp. În momentul în care un braț ajunge lângă corp, celălalt pornește și execută aceeași mișcare. Este foarte important ca umărul să urmeze brațul, astfel încât să avem o poziție cât mai hidrodinamică și să tăiem apa. Broască, delfin, acum hai să-ți prezint alt stil de înot cu nume de vietate din regnul animal, fluture. Este unul dintre cele mai spectaculoase stiluri de înot, dar și cel mai greu de executat. De aceea, pentru a-l realiza, vei avea nevoie de o condiție fizică foarte bună, antrenament de respirație și stăpânirea tehnicii caracteristică a acestui stil. Procedeul fluture este cel mai spectaculos procedeu și, în același timp, este și cel mai greu, deoarece, spre deosebire de crawl, acesta implică utilizarea mâinilor și picioarelor în același timp. Astfel că, în momentul în care tragem de brațe pe sub apă, acestea vor ajunge la suprafață simultan și se vor întoarce în poziția de start. Respirația
este și ea corelată cu mișcarea de brațe. În momentul în care brațele încep să tragă, capul ușor iese la suprafață și în momentul în care brațele ajung în spate și încep să revină spre prima parte a mișcării, capul se va întoarce în apă pentru a sufla aer. Beneficiile înotului. Pe care dintre cele patru stiluri de înot vrei să-l încerci sau îl practici? Indiferent de răspuns, să știi că orele de antrenament petrecute în bazin îți aduc mari beneficii. Pentru că este un sport complex care pune în mișcare concomitent toate grupele de mușchi, înotul tonifică silueta vizibil. După câteva ședințe de înot, vei putea observa coapsele, fesele, brațele, picioarele, pieptul și spatele tonifiate și definite. Dacă ești deja ca peștele în apă, alternează stilurile de înot, ca să te dezvolți armonios. Vrei să pierzi în greutate, dar fără a-ți solicita încheieturile la maximum? Înotul e răspunsul. Știai că înotul este sportul care câștigă detașat la cel mai bun raport timp de practicare, număr de calorii arse? Dacă nici asta nu te-a convins și nu vrei neapărat să practici înotul pentru a deveni un pachet de mușchi, acest sport stimulează și relaxarea musculară. Așa că, după o zi lungă petrecută la birou, înotul te va ajuta să te relaxezi. În completare, dacă adopți niște poziții la birou, să le spunem, ciudate, înotul ajută la îmbunătățirea posturii. De asemenea, înotul susține și întărirea sistemului respirator, contribuind la un mai bun control inspirare-expirare. Haide, lasă rățuștele din cadă și vino să înoți! Dacă vrei să-l însoțești pe Sebastian, nu uita ca înainte de orice antrenament să te încălzești și să crești intensitatea progresiv pentru a evita crampele musculare. Te-am făcut curios? Hai în bazin! Dar stai, nu sări în apă încă! Înainte de a începe lecția de înot, nu uita să te echipezi corespunzător. Vei avea nevoie de un slip sau costum de baie întreg în cazul femeilor, cască și ochelari de înot. Echipamentul pentru înot profesionist nu este același cu cel de plajă. Ți-a fost de folos acest video? Nu uita să-i dai like și share. Și, dacă îți plac sporturile de apă, uită-te în continuare la clipul despre stand-up paddle pentru a-ți crește anduranța cu niște cardio în natură.